Sotenia în 252, din 17.08.20.22, atunci așteptat cel mare, județul Bacău, din 24.08.2022, ora 10. Proiect de hotărâre numărul 1, privind stabilirea condițiilor în care se realizează drumul de acces pe proprietatea publică și sau privată a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerea acestea. Inițiator, domnul Vasile Ionuț, Comunei Ștefan cel Mare. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind raportul de evaluare a bunurilor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Vasile. Proiect numărul 3, privind însușirea modificărilor intervenite în domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiator tot domnul Vlase Ion și numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patronul Asociației Grupul Acțiune Locală Valea Totușului. Vorba despre anexe cu diverse noale. Aici propun să prindem și diverse în ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Discutăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Proiect de hotărâre numărul 1. Asta e un material, dacă vă aveți o întrebare ceva, dacă vreți să... Da, e vorba de rețeaua. E vorba de rețeaua asta de... Cei de la Egoism sunt două antene. O antenă o montează pe domeniul privat, nu are treabă cu domeniul privat. Acolo se interesează ei, se duce, vorbește cu proprietarul, instalează, dă voi, instalează. Și mai e o solicitare, au găsit ei două puncte, cum să amplifice semnal la telefonie. Și un punct e aici, pe Rădea. Am găsit undeva la Pizlas. Mai e telecomul și nu e acolo. Bine, acum telecomul. Dar la Bogdana deja am montat la antena acolo? Nu, nu am montat niciodată. Dar la este pe bine. Deocamdată e la fel, și la Digi și la Orange, și telecomul mai. Telecomul ce-a dat de oare, câțiva metri pătrați și am plasat de domnul privat, până la sfârșit, nu avem nave întreagă. Asta e proiectul de hotărâre. Trebuie să... Și... cred că trebuie stabilit și un preț de închiriere. Nu putem oricum să... E condiția. Noi acum am stabilit ca și condiții. Stabilim condițiile. Nu am scris.
Da, aici tariful maxim de acces sunt aducări, nu, butire, un volum cu 560... la teren. Nu, în cazul de mâncare, pe baza metodologiei detaliate prevăzute la aneatul 5 ANCOM, calculează pentru anumite tipuri de acces tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces prevăzute la aneatul 1 sau 2 sub nivelul de 0,1 lei pe metru liniat pe an. 3 lei pe metru pătrat pe an. Ori 3,5 lei de stâlp. A venit. De ce lei? Păi e maxim, din stare cu maxim. După casă. Atunci, cu respectarea perioadelor articolului al liniatului 11, tarifele maxime pentru respectivele tipuri de acces vor fi cele prevăzute de prezentul aliniat. Aliniatul introdus în articolul 6 la punctul intrat în vigoare pe 10 iulie 2020. Deci astea sunt tarifele. Pentru cap, deci are un tarif pentru... Dar trebuie calculat tarifele. Acesta e capul de instalare, dar e și echipul pe meniul din ea. Dar ce zice că e prele nu știu dat la antenă. Și aici e numai... Deci trebuie să aprobăm și tariful, nu? Da, e bine. Ne fiind vorba de tarif, să aprobăm regulamentul tariful, să urmăm de tarif. Ok, alte întrebări? Nu. Spune la vorba proiectul de hotărâre numărul 1, cine este pentru? Chiar bine, împotrivă, aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2. Privind raportul de evaluare a bunurilor de domeniu public al comunului și Francenului. Da. Este despre ce vorbim discuția. Este despre hotărâre de consiliu care a aprobat terenul. Avem trei. Nouă terenul la Dunaj. Avem. Nu, 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 împotrivă, chiar să nu cineva. Proiectul de hotărâre numărul 3, privind însușirea modificărilor în domeniul public al comunei și de stagionare de ceva comune. Aici are legătură cu punctul 2, deci noi, cu punctul 2. Da. Ei, la fel. Dacă aveți întrebări. Ceva întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul de numărul 4. Privind aprobarea cotizației. Aici vorba de GAP. Știți că anual, nu, se modifică, rămâne anual, da, e acela. Adică trebuie să aprobăm tariful. Deci, pe costul nu vreau să aprobăm. Nici nu vreau. Întrebare, discuții? Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, se afirmă cineva? Acolo. La diverse care să scrie cineva, dacă vă nu avem, dar și eu mă spun la diverse care. Domnul, da? Domnul, mă diverse. Domnul, de la asta, da. Cum? De la asta, da. Da, deci, în primul rând, în urma posibilităților de atomare, foarte multe urmări astea au fost afectate. Chiar la Corazan au fost făcute recent, balastul nefiind tasat, s-a făcut, da, balastul a fost
fi bun să trecem, să vedem cum să rezolvăm problema asta. Da, legat de drumuri, pot să vă spun că începând de astăzi, buldui pe teren, am o problemă la Butena și acolo am curățat șoseaua, a ieșit mărul în drum și nu se mai putea circula. Acum spre Rădeana, că la fel a venit din Câmp și a formatat șanțurile alea care erau, da, un mare din care a fost și avem în vedere să le reabilităm absolut toate. Am vorbit inclusiv cu un autogreder să vină să băgăm pe toate drumuri, nu putem face față numai cu multul excavatorul. Așteptăm să vină, nu știu, mâine, cred că, sau poimine să vină și băgăm pe absolut toate drumurile. Deci, unde putem face cu buldo, facem cu buldo, unde să mai lung și poate intra autogrederul, facem cu autogrederul. Asta, ca să știți, la capitolul drumului, o să le facem pe toate, o să intrăm pe absolut fiecare uliță, drum, tot. Nu știu, și o vedi trebuie, nu până la spune asta. Deci am suma care a spus să facă la casa cu mare chef sau? Da. Cu firma asta care face șanțul respectiv și au zis că vin să-ți apuce. Tot, cred că zilele astea, săptămâna viitoare, veni, au niște probleme și o să vină. Da, să fie Bogdan, ar trebui și niște băieți de buldo cu ieșit piatra aia la biserică, e numai balastru. La biserică, da. Aici la biserică, da. Nu m-a spus că e numai atât, priorități, le facem priorități, le facem cele care sunt urgente și după aia trecem pe toate. Deci să-ți fac bara, stopul din acela, BMW-ul, un băieț la gara, să-ți ia la bataia acolo, nu știu, noroc a fost de poți aia de aia, deci cu minica acasă, cu petrica, nu e la petrica, ia, dar ne-am zis că ia, în drum, domnule, sunt bolpanii aia de beton acolo, pus. Da, am discutat. Băi, am discutat, dar nu știu cum faci, băi, ești oameni aia, din cuvântul meu, vă spun, dar nu era ceva niciunul, dar eu dat dacă fără să bat, și-o dat în bolovanul ăla, deci ăla s-a mașinat în drum. Vede că cu așa cu păzitoarea de curăța iarba, să nu facă foarte rău. Într-adevăr, acolo ar trebui să fie un punct de netrat. Pentru că mașina care e scurt, da. Să-și ia bolovanii aia de acolo, să-i ducă, că poate are nevoie din eu, știu că la mănăstiri cu deo. Și acum, de ce este mai dat? El a murit, de ce nu a fost? Primărie. Are unii să-i pună. E filomenul public, nu știu că filomenul. Da, deci cu drumul ăla e din aproape, din toate și le facem, cu balast, cu tot ce trebuie. Dar când mai trebuie să pământ, dacă va fi și chiar am pus balastul. De proală, până în urma ploilor, de la zboate, e pus o multă. Altcineva e domnul Ioan. Dacă se poate să ajutăm în familia Popa, tante Mandițe, o femeie e bătrână de 80 de ani, a intrat apă, veci, a noapte, în casă, nu putem trimite un motocop, măcar să-i scoată apa din pește acolo. E vai de mama ei. Am fost dimineață pe la când să ajung până acolo, dar și din câte știu, nu a intrat apa. A intrat apa. Din nicio curte. Pe acolo. Ba da, sigur că o să verific acum. Este și pe sigur. E de mult în acasă, la de la cum pe știu, știu, știu. E peciul din de apa, a intrat în casă, la ceilalți prin nu este normal. Cred că ar trebui șansul ăla de care tot vorbim, adâncit, făcutul adâncit pe rezonabile, să poată prelua pe ta. Cum v-am spus, acum nu puteam să facem șansurile erau de colo, au fost decolmatate. Acum, vom
Afară de faptul că s-au formatat acum, e gâmb și clar, când vine cu voi să înfundă, au venit și din afară șanțurile, adică și din până în... Bun, am înțeles, dar dacă șanțul este de adâncimea, păi de cartofi, n-a făcut nimic, trebuie șanțul ăla făcut atât, s-a făcut capacitatea. Are venit și soarta, nouă de făcut. Știți foarte bine, știți foarte bine, că l-am făcut, deformatăm, limen, ținem, da. Domnule ăla, știți ce se întâmplă acolo? E casa puțin mai multă. Șoseaua vine sus. Nu poate apa trece piste șosea și normal că intră în casă. Dar știi unde este? Știu, unde este. Dar dacă vreți așa în spate. Noi chiar dacă facem în spate. Este în deal, e o via acolo. Știu, nu va să te deșeri. Eu am de să le mă jur să merg și acum. Dar am văzut în deal. Dacă nu era asta, dacă nu era asta, dacă aș vrea să dirijam acolo, dacă era un fundat, acum era un inundat. Dar e curăț. Chiar dacă dirijăm, să spunem cum o dirijăm, cu ce putem noi, cu fondul la primărie, cu sarci, cu ăsta ca să o plătim pe spate. Iar vine pe o față, că n-are nu să ducă în altă parte. S-au dus pe partea în altă, dar să-l pun și acolo spune, pe volumul de apă. Volumul de apă care vine, cum spui tu, nu are, nu este așa de mare că să le iei de oameni în casă. Bă, da, dar nu s-a mai discutat dacă o reiește. Nu e numai din partea de la șanțurile alea unui om, poate îmi spuneți că trebuie deformatat. Vine și pe principal. Adunându-se o cantitate mare de apă, vă dați seama că șanțul ăla e el destul de mare. Dar cum ploata azi noapte, s-a adunat foarte mult apă și-o dat și prin. Ia prin casa aia, fiind jos acolo, doar pe teorie, dar cum se spune acolo, s-a făcut. S-a făcut șanțul, s-a făcut. Și este apa nu mai din omul așa de mare. Trebuie făcut ceva, dar uite, dar trebuie făcut cum o cerea și Sorin teren în Rădeana, acolo, proprietatea, din proprietatea lor, cerea și-a făcut un pita mai șanț, ca să nu-i vină apă în Butinaș. Cine face lucrul ăsta? Noi am săpat acolo, până nu dau voie cineva și-a făcut un șanțuleț, un șanț, șanțuleț, un șanț. Dar dacă ar cerea cineva o bucată de teren, să facă ca lumea și să dirijăm apa să mai vină aici. Facem tot, ia tot vin. S-o dăm undeva în partea Rădinei, acolo. La Vibrul Bogdanu. Vibrul Rădinei, hai din la Rădinei. Ok, domnul Morte. Revin tot din domnul Bogdanu. Altceva? O altă problemă. S-au pus locuri la Veneții Stratează. Și oamenii vor să se conecteze la apă. Cu cine se ia de apă? La Jardineș. Nu, și cât sunt? 2, 3, dar sunt. Nu știu cât sunt. Că mare parte din ei sunt îmbranșați. Sunt. Și la Vărbă sunt. Ulița Bisericii îs vreo 4, care e înaltă. Care e la ulița Bisericii? Gale, îmbranșat. E ăsta. Doar Ilia, nu e mult de real. Băița șosă, care trăiește foarte mult. Mai e ăla din Ivalia, cu tantă frăsnica, mai e voi, sunt 3 sau 4. Acolo trebuie făcut extinde de la toate astea. Nu e. Deci să leagă în conducta care vine până la pompă, e prin cădere. Da, bă, da, acolo am discutat cu cine s-a mutat acolo, cu băiat. Să-și facă cămin, discutăm la urmă așa ca să... Da, nu știu, eu întreabă, da. Nu s-a discutat de atâtea ori. El trebuie să-și șapte, să-și sape, să-și facă cămin. Și conduct cât îi trebuie de acolo, 2-3 metri din rețea până unii trebuie să-și să lege la cămin. Doar o să-i facem noi cămin. Era acordat o zară. Da, am discutat lucrul ăsta, dar noi n-ar vrea să mai deschidem de acum discuția. I-am spus el să-și facă cămin, să-și ia pe metru și noi îl ajutăm cu săpatul în drum, dar acolo e o distanță. Aici e bine. Să sapi și n-au cu cine. Cu 2 metri, nu? Nu, e de la conductă până în cămin. De la conductă, e la
că ne zice aici că vor să-și sapi și nu au cuci. Dar ei nu au venit niciunul să zic. Am sunat și am spus, doamne, puteam să ne brașa? Da, și atât, bun. Eu zic că le-am spus și au de făcut și atâta tot. Deci eu mai venit să îmi spun, aș avea și eu, aș vrea și eu să mă închiriez bun. Sau aș vrea să-și dată pe pătru. Să vânească 3-4 familie, o închiria bubă, toți vor în aceea stăță și o să fac ca să vină pe iar în vieșoară, la fel, nu mi-a spus, eu ieri, alta ieri, ca săptămâna trecută, pe câteva zile am fost acolo, nu mi-a spus nimeni, absolut, sunt doi care ne-au solicitat ajutorul pentru canalizare și apă, de la Vale, de Ciumotar, acolo și atât, în rest nu mi-a spus nimeni că ar vrea să se tranșeze și dar interne nu sunt, nici nu mai sunt. Mulți. Pe aici, pe principal, unde e asfalt, îți brașați toți. E o bătrână care nu e brașată, dar nu vrea să brașeze. Și atât. În rest, la banii acolo, stau toți legați. Deci, la Săia Lupiși, e la Lupătezat? Nu, mă. La Vindu, la Ciorine. Ok. În concluzie, trimitem motopompă la... Da, să... Azi vine... Astăzi, nu, mă.